Datorită situațiilor conflictuale în care a intrat Antonio, lacrimile puneau stăpânire pe doamna Viorica. Pe dumneavoastră chiar nu trebuie să vă consumați, n-are niciun sens. Că mă vedeam în la televizor, mi-e ușor în bine. O să fie din astea câte și mai câte, dar dacă o să stați și vă stresați tot timpul dumneavoastră, o să vă fie rău. Și pentru ce? Eu n-am trecut prin asta. Sănătatea. Dumnezeu, fetele m-au ascultat, nu... Asta e. Încercări pentru toată lumea, dar chiar n-ar trebui să puneți la suflet, mai ales dumneavoastră. Păi bun, nu vă mai stresați, luați și mâncați. Doamna Loredana a explicat doamnei Viorica cum este perceput Antonio. Nu, face glume proaste și nu ascultă și nu respectă toate regulile și mai primește câte o mustrare și pe mine mă deranjează. De ce să le primești? N-ai voie să vorbești în anumite momente și dacă îi zice să tacă, ba râde, ba să mișcă, ba scoate sunete, ba ceva face. Noi am zis din nou să nu se mai bage în conflicte, să își vadă de treaba lui, să stea la locul lui. Sunt cinci, mă, zice unul și până zic tot, sunt cinci. O să repet până o să nebunesc, probabil. Poate s-o lipi ceva de el. Și ce s-a zis? Da, eu am zis atât de ce, mi-am zis pe idei, m-am zis pe mine. Zic, eu n-am fost acolo, eu... Cred. Eu am fost, zic, când am auzit că țip tu, deci n-am țipat, am vorbit tare. Nu știu ce ai făcut. Lucrurile erau deja inflamate. El ar mai fi vorbit prin casă. Despre unul, despre altul. Și ăștia au aflat. Și normal, când s-a ivit momentul... La plină de fel. Da. Aici, dacă ai ceva cu cineva, te duci și spui față. Da. E rău de tot să afle de la Cutărescu, că a zis Cutărescu. Și sub influență așa, și sub nu știu ce, ce-a făcut el. Aia e, trecem cu toate. Da. Că ne avem încotro. Ne facem mere de toată panorama. Da. Și să știi că mă găsiți pe mine aici, că nu l-am stăpânit. Păi de ce stau să-l... Păi ce să-i fac? Uite, acum am dus să stau de vorbă. A plecat în baie să facă duș. M-a lăsat în hol și a plecat în baie. Ce urât! Ce urât! Da, e foarte urât, nu că urât. Deci stai jos aici pe canapea și sunt de vorbă. Simt și eu nevoia să vorbesc cu tine. În picioare, două, trei vorbe și... Da, nu așa. Da, lui nu-i pasă, lui nu-i așa. Și oamenii spun că vinovați sunt toți. Ori fi! Că a zis că s-au între ei. Ori fi! Ori fi! ATG, na, că mi-e și Mihai, ține cu Mihai. Da, așa e. Da, da, l-am auzit eu cu urechile mele pe Mihai când a zis. Zice, ce, Antonio ăla, zice, nu sunt nimeni, zice, uite așa să vezi, ca pun gândac, zice. Asta a plecat din cauza că Antonio a vorbit de ei. Dar cu cine a vorbit, mă, cu toți între ei acolo? Da, cu băieți. Cu cine, dar nu vorbea singur. Le-a zis că sunt falși, că nu crede în iubirea lor, că joacă teatru, că... Îl trecea pe grijă și gura. Na, tot ce i-a trecut în cap. Și ăștia au strâns, au strâns, au strâns și acum... Au răbuvnit. A zis și de Dani și de Diana. Ce? La fel, că sunt falci, că n-au cum să se iubească, că n-are cum să fie iubire aici, că joacă teatru, ceva de Diana, mai mult de Diana, ceva. Dar ăștia n-au zis nimic. Ăștia n-au ripostat. E foarte bine să ignore. Doamna Loredana îl condamnă pe Antonio că nu-i acordă atenția cuvenită doamnei Viorica. Nu procedez corect. Cu ce? Cu doamna Viorica. Ce să fac cu doamna Viorica? A venit să vorbească cu tine și a dorit toată ziua să vorbească cu tine. Păi da, dar n-am vorbit din cauza că aici sunt camere peste tot și nu vreau să bag în alte subiecte. Chestia, să fie... Nu. Chestia e că a plâns toată noaptea. I-a fost rău. Și își dorea doar să vorbească cu tine, să cumva să te înțeleagă, să descarce, să discutați. Și tu ai stat câteva minute, ai plecat la duș. Da, pentru că nu știam ce să discutăm. Ascult-o măcar, ascult-o doar. Da, o spun să vorbesc cu ea, nu este asta. Dar este o situație în care... Da, dar ea a plâns toată noaptea. Da, tu știi că ea duși pe pastile pe zi. Da, și eu așa. Și ai și tu un pic grijă de ea. A venit pentru tine și cu tine. Mi se rupe sufletul de dumneavoastră. Da, și mie îmi pare rău că am venit aici și că am băgat-o în chestia asta. Nu știu cum... Ce poți să faci? Doar să taci, să o asculti, lasă-o să vorbească. Voiam, în caz dacă spune ceva, să nu fie pus în altă situație și mai nasoală mai târziu. Aia mi-era. Ea, dumneai tot vorbește și dacă o asculti tu și dacă nu, dumneai prin casă tot vorbește. Chestia e că simte nevoia să vorbească cu tine. Da, știți unde? Era la bucătărie ultima oară. Așa că Antonio se ducea să discute toate problemele cu aceasta. Sunteți bine? La ce le puneți la suflet? Zic că vorbesc într-una. Care mai de care...
te acuză și te acuză cu ei. Păi asta sunt eu, asta am văzut, asta e părerea mea. Dacă nu, dacă era să fie sigur ei că nu e nimic adevărat, nu, nu mă supără. Mie, dacă îmi zice cineva ceva care nu e adevărat, îi zic ok, părerea ta. Nu vin să, eu nu, l-am, nu i-am înjurat, nu i-am jignit. Nu știu că e jignit, că păi da, că... dar păi, ce din producție, ce, ce treabă au ei? Că nu se... că... asta e iubire falsă, că nu există iubire aici? Nu am zis că nu e iubire falsă și că nu există iubire aici. Așa am zis, eu am zis că... ce am auzit, mi-au spus... Nu știu acum ce să zic, eu am zis ce am văzut de acasă, nu am ajuns aici. Am 4 zile, încă nu mi-am format o părere ce e aici. Eu vorbeam despre ce e acasă. De acolo au făcut scena aia cu atunci la film, că sunt fals, că nu știu ce, ca să aud eu. Am auzit, am tăcut din gură, nu m-am zis nimica. După aia seara când veneam, plecam spre oastea, s-a terminat muzica și Andrei a zis, de ce ați oprit muzica? Și eu automatism verbal, cum zic acasă, și am zis de zdrențe, gen, dar nu de, n-aveam nicio treabă oamenii. Ai spus de zdrențe sau că sunt zdrențe? De zdrențe. Și ăsta era, nu, Mihai era... i-ai făcut zdrențe. Pe cine? Pe ăsta din producție. Păi ea din producție, dar a fost un automatism verbal, n-am vrut. S-au ofuscat toți din casă sau cine s-au ofuscat, că vai domne ce am zis eu. Bă, nu, ești poliția emisiunii, tu nu ești tot un concurent ca mine, n-avem aceleași drepturi. Îmi pare rău că v-am pus în situația asta. Dar te rog mâine în emisiune, abține-te. Nu, să spun tot ce gândesc. N-am cum să, ce să zic. Ce să te întreb, zici care e adevărul și care a fost și cum a fost, dar abține-te, numai să nu mai faci. Doamna Viorica, vă dau un șervețel? Am. De ce, de ce sunteți așa de afectată? Că nu s-a întâmplat nimic așa de... Sunt niște discuții de băieți. Dacă erau afară, credeți-mă, cred că era... era mult mai chill. Pentru că nu știu așa, nu-l cunosc așa. Că era să, să vorbească și să... Nu știu așa. Da, da, uite... Am greșit, toți greșit. Și noi am greșit. Cam avem atâția ani cu ceva, probabil. Toată lumea greșește. Și atâta presiune pe el și atâta... Doamna, eu am zis presiunea pe mine. Eu nu consider că am greșit cu nimic. N-am cignit, am spus ce am crezut. Părerea, ești, ai liber la părere. Eu dacă știam că emisiunea asta e de acasă, nu veni și nu spune nimic, ziceam, nu vin aici. Dar nu v-a spus nimeni păi treaba asta. Mi s-a eu și spus, vă încurajez să vorbiți. Vorbește cum ești tu, ăsta sunt eu. Nu am jignit pe nimeni, nu m-am dus, n-am înjurat pe nimeni, n-am folosit niciun cuvânt jignitor la adresa nimănui. Am spus ce am văzut de acasă. Oamenii evoluează. Eu am o părere azi, peste 5 zile pot interveni anumit factor și să am altă părere. Așa funcționează lumea și așa funcționează oamenii. Doar un om care e plin de el și nu poate să vadă altfel, doar acel om o să zică, bă, părerea mea care am avut-o, doar aia există, nu mai există altceva. Dar nu înțeleg de ce te mai marginalizează. De ce și nu te ce aveți dumneavoastră? Nu am problemă cu asta. Aici eu să-și regleze relațiile astea. Pe de altă parte, i-aș ruga și pe cei din casă, tocmai ca acest proces să fie un pic mai lin, să nu se mai ducă vorba dintr-o parte în alta. De exemplu, și doamna Loredana, nu cred că i-a făcut fals pe Diana și pe Dani. V-a făcut fals, Dani? Fals în sensul că n-a crezut că vorbește pe bune Diana cu ce crede că mă vedeți în familie. Când am spus că nu vorbește pe bune, nu. Ai spus că nu se pare normal. Vorba asta, mă, schimbați textul. Vorbiți ce am spus eu, ți-am spus, pentru mine, în cazul meu, când o fată mi-a spus, băi, familia mea te place, am spus, nu contează atât de mult, pentru că familia o să mă placă pe mine atât timp cât fata lor e fericită. Dacă eu fac un pas greșit și nu mai e fericită, nu o să mă mai placă. Eu așa tot din experiența mea, când am zis eu legat de tine. Da, acolo s-a tras concluzia, am spus. Păi tu ai tras concluzia, nu eu am spus lucrul ăsta. Spune-mi, e noroc, mă bucur că există aceste imagini și se vede exact ce am spus fiecare cuvânt cu cuvânt. Voi schimbați lucrurile doar să se facă subiecte. Dacă ai avea puțin urechi și ai asculta ce spun eu, ai vedea că n-am nicio treabă. Nu mă interesează tu și ce faci cu Diana. Eu ți-am dat ție un sfat prietenesc, cum i-aș da oricărui om. Rog că ai venit să-mi dai sfaturi. Nu îți mai dau sfaturi. Am văzut, ți-am zis, am și zis acolo, am văzut cu cine pot să vorbesc și cu cine nu pot să vorbesc. Hai să vă zic ceva. Pentru a nu știu câta oară, sunteți foarte diferiți. Eu știu că întotdeauna pentru cei care intră în casă după ce începe sezonul este mult mai dificil. Tu ai fost acolo. Da. Ionuț nu mai e, că a fost eliminat. Uite, se mai elimină. Și nu mi-a fost greu.
chiar nu mi-a fost greu și m-am rezonat cu toții. Am avut o discuție, o singură discuție cu Alex, dar ne-am împăcat și am înțeles. Dar nu mi-am dat cu părerea de absolut niciun sfat prietenesc, nicio problemă cu nimeni. Nu m-a interesat despre nimeni, ci a venit să-mi caut pe cineva, să mă axez. Tu el, mă a spus, el, a spus, el a spus că a venit aici, că el vede show-ul ăsta, că trebuie să-ți dai numai cu părerea. Așa vede el. Nu, am mai avut materialul ieri la Capricci și am v-ai văzut ce am zis. N-am zis nici asta. Uite cum spui cu lucrurile. Așa ai spus, a spus așa că a zis că el aici trebuie să-și dea cu am părerea. Am zis că noi în viață ne dăm cu părerea despre orice. Noi aici nu mai avem de ce să ne dăm cu părerea decât despre noi și ne ajutăm părerile unii la alții, ne ajută părerile să evoluăm ca oameni. Nu știu cum tu le înțelegi altfel, dar fiecare om înțelege de la nivelul lui de cunoștințe. Și dacă el mă întreabă, dacă îți permiți să-ți dai cu părerea. Dacă noi intrăm într-o discuție, dacă tu ai intrat într-o discuție cu mine, tu mă întrebi lucruri, ce înseamnă? Că îmi ceri părerea. M-a întrebat el ce părere ai despre Diana. Nu, m-a întrebat el cum se vede de afară, cine se vede, cum se vede. El m-a întrebat. M-am spus să se dea materialul ăla. Cum se vede de afară? Tu ai întrebat, dacă mă întrebi cum se vede de afară, nu te interesează răspunsul. V-am spus și eu, nu aveți nimic de împărțit. Culmea e că nu vă certează la nicio fată. Două glume am făcut, da, și a râs și Vlad, da, eu știu, dar n-ați fost acolo. Poate am să-mi dea materialul, că e Vlad în ușă și râde. Hai să ne liniștim. Să ne liniștim că e momentul să luăm o pauză.